Lacăt. În zona Bihorului, când se înseamănă grâul de primăvară, se pune în sămânță și un lacăt încuiat. Iar semănătorul să nu spună niciun cuvânt cât timp durează semănatul, pentru ca și pliscul păsărilor cerului să rămână închis și să nu mănânce boabele puse în brazdă. În zona Bucovinei, pentru a face să înceteze clevetirile și bârfele satului, cel vorbit de rău să cumpere un lacăt nou și, fără a-l descuia, să-l așeze la răscrucea a trei drumuri, fiindcă acela care va găsi și va lua lacătul va fi el vorbit de rău în continuare. În Maramureș, prin încuierea și descuierea de 9 ori în apă a unui lacăt, se descuie și un bărbat.